Puidu conducea un jeep dinspre Predeal spre Brașov. A intrat pe contrasens și a lovit frontal un Logan. S-a produs ca urmare a neadaptării baterii unei carosabile de lume, după care autoturism de teren a pătrunit pe sensul opus, pe circulație, unde a intrat în soluțiune frontală cu autoturism în stația Logan. În urma accidentului, șoferul Loganului și pasagera din dreapta au murit, iar un alt pasager din spate a fost grav rănit. Intervenția echipajului de descațare a fost foarte dificilă, deoarece am fost nevoit să lucrăm în condiții foarte grele. Am fost nevoit să îndepărtăm bordul care se deplasaseră peste cele două victime. Care leziuni de organe interne se află în sala de operație? În comă? Nu este în comă, este în comă indusă, intubat în vederea anesteziei. Are sânge în cavitatea abdominală. În mașina condusă de Șerban Huidu se mai aflau soția realizatorului TV, cei doi copii și bona lor. Cu toții au fost transportați la spital pentru îngrijiri, însă cele mai grave răni le-a suferit soția lui Huidu. Realizatorul TV a suferit răni minore. În urma investigațiilor s-a stabilit că este în afară de orice pericol. Șerban Huidu și soția și bona vor fi externați în cursul zilei de azi. Șerban probabil că în cursul zilei de azi, împreună cu copii, era absolut conștient, speriat evident de tot ceea ce s-a întâmplat. Ulterior, medicii s-au răzgândit, iar Șerban Huidu a rămas internat în spital și astfel nu a mai putut merge la audieri la poliție. Legal, viteza de deplasare trebuie să fie de 30 de km la oră. Când Șerban Huidu va declara ceva, după accidentul, spune că clar, în afară de faptul că pare rău, nu se da seama cum s-a întâmplat. Da, că pur și simplu a derapat, s-a pătruns pe un copil de ceva. Șerban Huidu va fi cercetat pentru ucidere din culpă și dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. El ar putea scăpa de pedeapsă dacă invocă probleme neurologice din cauza accidentului său la schi sau faptul că se afla sub tratament. Medicii spun însă că nu este cazul. Din câte știu eu, nu se afla sub niciun fel de medicație și era apt să conducă autovehicul. Corespondentul nostru, Iuliana Damian, este la Timișul de Sus și acum. Iuliana, bună seara! Știu că ai ajuns acolo imediat după accident, ai vorbit cu martorii, ne interesează ce spun martorii și dacă a fost audiat până acum Șerban Huidu. Bună seara, Șerban Huidu, aflat la volanul mașinii sale de teren, venea dinspre București, spre Brașov, împreună cu familia. Nu a adaptat însă viteza la condițiile de drum, carosabilul era umed pentru că la acea oră ningea, avea mai mult de 30 la oră decât era limita de viteză, mai mult decât atât, se poate vedea și în imagine, este la ieșirea dintr-o curbă extrem de periculoasă. Șerban Huidu a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit într-un alt autoturism care circula din sens opus. Impactul a fost atât de puternic încât doi oameni și-au pierdut viața. Șerban Huidu va fi cercetat pentru ucidere din culpă. El însă nu a fost audiat astăzi pentru că medicii au decis să îl țină internat peste noapte. El va fi audiat însă mâine, va da declarații la poliția din Brașov despre ceea ce s-a întâmplat astăzi și riscă o pedeapsă cu până la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă. El poate scăpa însă de această pedeapsă dacă se dovedește că era sub un tratament pentru probleme neurologice pe care le și avea după accidentul la schi din Austria. Însă medicii de la Brașov au declarat că Șerban Huidu nu era sub niciun tratament, iar în ultima perioadă nu a luat medicamente, deci această variantă este exclusă din start. Iuliana Damian a fost, mulțumesc. Ipoteză șocantă în urma accidentului mortal provocat de realizatorul TV Șerban Huidu. Potrivit ziarului Click, Șerban Huidu a suferit doar un traumatism cranian minor, dar se ascunde în spital de presă. Inițial, medicii au spus că realizatorul TV va fi externat imediat și că va fi dus la poliție pentru audieri. Însă, în cele din urmă, s-a decis ca Șerban Huidu să rămână internat. La spitalul de urgență din Brașov este și colega mea, Alexandra Țenea. Alexandra, bună seara! Ai vorbit cu medicii. Care este exact starea lui Șerban Huidu? Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor date de către medicii de la Spitalul de Urgență Brașov, starea lui Șerban Huidu în acest moment este una bună. Într-adevăr, el a suferit un traumatism cranian minor. A fost supus unui examen tomograf mai mult pentru verificări, dată fiind situația pe care a suferit-o Șerban Huidu în această iarnă. Toată lumea știe despre accidentul lui și atunci au decis să facă această verificare și pentru că el s-a lovit ușor la cap în momentul impactului, însă rezultatul examenului tomograf a fost unul foarte bun. Alte leziuni se pare că nu prezintă, motiv pentru care inițial medicii ne-au spus că Șerban Huidu va fi externat, însă apoi au revenit asupra deciziei și se pare că pentru siguranța pacientului el va rămâne sub observație în spital în această noapte.
și polițiștii care s-au aflat aici la Spitalul Județean erau pregătiți pentru a-l preia, să-l ducă la audieri, însă ulterior mașina poliției a plecat pentru că se pare Șerban Huidu va fi audiat abia mâine dimineață de către polițiști. Alexandra Țena a fost, mulțumesc. Mașina în care se afla Șerban Huidu împreună cu soția și cei doi copii este una dintre cele mai sigure din lume. Chiar și așa, un impact frontal este foarte violent. Iată unul dintre testele efectuate cu mașina de teren.